Bine v-a regăsit! Florin Pescaru nebun vă salută! Cred că ați pățit și dumneavoastră ca după orice pescuit să vă rămână din abundență viermușii. Că ați văzut, sunt foarte ieftini și de multe ori am aruncat în apă să i-am lăsat pe malul Bălții. Vă împărtășesc un pont pe care l-am învățat și eu de la alții mai bătrâni sau alții născuți mai devreme. Pur și simplu aduceți acasă, îi puneți într-o recipient ca ăsta ca să nu poată să iasă, deci ceva cu pereții drept, să nu aveți ceva surprize, într-un kilogram, două DTTX, puteți să-i puneți și în mălai, dar în mălai trăiesc puțin mai mult, dar în TTX, în câteva zile, aceștia mor, după cum vedeți, sper să se vadă, da, mor, și pot fi ținuți în frigider și 5 ani, fără probleme. Ce facem cu ei? Ia uitați. Deci în TTX-ul ăsta am numai larva uscată de viermuș. Ce facem cu ei? Îi folosim cu mare succes la întărirea mămăliguței pe care o punem pe arc, a năzii. Așa în starea în care o vedeți. După cum vedeți, orice larvă de asta de viermuș este uscată. Acum este doar, a rămas decât ca o coajă, pot să spun, dar este proteină pură. Și foarte, nu miroase, deci nu vă deranjează cu nimic. Atenție cu frigiderul dacă îl împărțiți cu doamna, ca nu cumva să avem ceva necazuri și să iasă prin oale sau prin ceva, că atunci nu mai avem liniște în casă. Și cum vă spuneam, îl luăm din el la orice pescuit și nada umedă pe care o avem sau nada pentru feeder sau în orice altceva, nu facem altceva decât o adăugăm în starea în care este. Deci TTX uscat, cu larve uscate de viermuși. Încercați, o să vedeți că își face treaba. Toată proteina asta și cred că și ce mai rămâne ca mireazmă din el, nu știu ce, atrage foarte bine orice neam de pește. Nu vine nimic să-l mănânce, pe ăsta nu mai mănâncă nimeni, da? Deci, cred că vedem aici. Deci din viermuși mai rămâne ceva de genul, dacă se poate vedea, ceva de genul acesta. Deci pur și simplu numai larve uscate. Este păcat, tot dăm bani. Nu sunt bani mulți. Dar dacă putem să ne ajutăm pe viitor, ce rost are să-l mai aruncăm? Este un pont pe care l-am învățat și eu de la alții. Florin Pescaru nebun vă salută. Vă așteaptă în continuare pe canalul de YouTube. Vă rog frumos să la cererea noastră pot să, dacă știu, pot să vă arăt, pot să vă spun și eu ceea ce am învățat în viață, să vă spun și dumneavoastră. Deci puteți trece acolo la mesaje, orice ce ați vrea ca să avem ca subiect de discuție. Deci vă aștept pe canalul de YouTube cu același nume, Florin Pescaru Nebun. Vă salut, la bună vedere!